Bună dimineața și ție, Ana, bun găsit tuturor! Astăzi Marcel Ciolacu își va depune dosarul de candidatură. Vrea să nu mai fie doar președinte interimar al social-democraților, ci președinte ales al colegilor săi de partid, pentru a avea și mai multă autoritate în partid. Însă împreună cu Marcel Ciolacu, care nu este o surpriză candidatura sa, împreună cu această candidatură și alți lideri ai Partidului Social-Democrat, își vor depune candidaturile pentru celelalte funcții de conducere care vor fi scoase la bătaie. Se schimbă structura de conducere a social-democraților, funcția de președinte executiv va fi desființată, în locul său vor fi înființate două funcții de prim-vicepreședinți, funcții care vor fi ocupate de fostul premier Sorin Grindeanu, potrivit informațiilor noastre, și de primarul general al capitalei Gabriela Fira. De asemenea, vor fi 8 vicepreședinți aleși pe regiuni și 3 vicepreședinți aleși pe domenii de activitate. Din informațiile pe care le avem, Mihai Tudose se va ocupa de domeniul economiei, Radu Moldovan de cel al administrației, iar Lia Olguța Vasilescu de cel al muncii. Pe data de 22 august vor avea social-democrația acest congres. Organizarea sa va fi însă una inedită, având în vedere contextul epidemiei cu coronavirus. Vor fi mai puțin de 50 de oameni strânși la București. Vorbim despre cei care vor candida pentru funcțiile de conducere, iar toți ceilalți 1500 de delegați își vor alege noua conducere în organizațiile lor din care fac parte, iar totul va putea fi văzut la București printr-un sistem de videoconferință. Madalina Mihalache, mulțumesc!